Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E special pentru colegul Luca. Luca are o dimineață mai dificilă. Și pentru toți ceilalți terorizați și traumatizați de porumbei din această țară, hrănirea porumbeilor pe domeniul public a fost interzisă oficialmente la Timișoara. Ole! Deci să-ți iei cetățenie de Timișoara, Luca. Ăla este locul, știi foarte bine că ne-a plăcut. Se mănâncă bine și porumbei nu mai mănâncă. Deci viața ta. La mine la etajul 4, pe 3, pardon. La etajul 3. Pe mă, deci e total? E documentare adevărat. La etajul 3 am descoperit. Da. Așa, zice. Fiorare. Așa. Că cineva, noi avem, Ghena are un balconaș. Ghena blocului, da? Tubulatura aia trece printr-un balcon. Tot gunoiul are dreptul să vadă. Un cetățean. Vedere, să aibă vedere. A pus acolo și-a. Da. Ceva, nu înțeleg ce e. Un piedestal. Un vas, un ceva. Care normal cred că e pentru pisici. Că e făcut într-o cânepă așa, din ceva e îmbrăcat el. Așa. Și are niște și niște locuri în care pisica să stea. Da, da, mai da, o construcție da, da. De poate să. Acolo cui bărește o porumbiță. Să, mă, sper că nu. Are două. Da, o să arăt. Bă, dar uite așa mai acum emoții. Sper că nu poftești la omletă. Nu. Că dar uite că vezi pus în fața inamicului într-o situație de asta. N-am pus sufletul tău, adică n-ai mai cum să faci asta cineva. N-am făcut iureș, n-am pus anunț pe ușă că și practic te uiți cum crește dușmanul. Sau da. Dușmanii în situația da. Asta. Luca n-are inimă să facă ceva și se uite paranteză cum crește închis. Dușmanul. Da. Da, practic se uite cum îi crește pata pe mașină. Mi-aduci bufnița de cauciuc, poate face stop. Să vrei să-i bagi bufnița pe ouă? Eu pun lângă ouă. Bine, deci în Timișoara proiectul a fost aprobat, deja s-a votat la Consiliul Local, dar unii timișoreni se tem acum de represalii din partea porumbeilor. Adică cum? De porumbei agresivi. Iată declarația consilierului local PNL Daniela Mariș, citată de Tion.ro. Nu este o soluție să infometăm pe porumbei. Riscăm să devină violenți. Nu cred. Pentru că ei își vor hrana. Asta e. Riscăm chiar să stăm la terasă și să ne ia mâncarea din față sau copiilor să le smulgă din mână un corn, da, de exemplu. Spus Daniela Mariș. Oamenii se uită la filme. Da, deci Hitchcock porumbei. Da. Adică dacă ar fi fost Hitchcock în Timișoara, ai făcut porumbei, nu păsări. Deci riscăm să devină violenți. Îți dai seama, niște porumbei de aia mafioți, așa, care se și uită urât, care atacă copiii la școală, știi, așteaptă niște porumbei golani, care așteaptă copiii în... În mod organizat. Da. Să le ia sandwich-urile. Ia, ai sandwich. Dă sandwich-ul imediat. Bine, deci asta s-a votat, se dau amenzi 100-200 de lei și s-a decis că de acum înainte este voie cu animale de companie în mijloace de transport în comun, cu excepția animalelor și păsărilor de fermă. Că ei aveau cu niște excepții, rața, da. Capra, dar erau nominalizate și acum deci, le-au încadrat la fermă. Îmi pare rău, timișorenii nu mai au voie cu capra în tramvai. Îmi pare foarte rău. Și de asemenea, cred că și porcii vor fi scoși cu forța din mijloace de transport în comun din Timișoara. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.